Bună ziua, dați-mi voie să vă spun că sunt absolut fericită pentru că acești minunați bebeluși ai dumneavoastră au parte de niște părinți care vor să obțină informații corecte. Într-o lume, aș putea spune, nebună în care trăim, deși psihologii, să știți că nu lucrează cu nebuni, lucrează cu oameni sănătoși, mulțumesc, este foarte important să avem informația corectă. Și dacă toți cei care au vorbit înaintea mea și cărora le mulțumesc, au pus accentul pe partea fizică, ceea ce vedem cu ochii noștri și putem atinge cu mâinile noastre, eu aș vrea să pun accent pe ceea ce nu vedem, dar simțim. Probabil că mulți dintre dumneavoastră sunteți la curent sau dacă nu sunteți, aflați în acest moment, emoțiile mamei schimbă ADN-ul fătului. Nu că acest lucru e ceva ce se întâmplă acum de un an, doi, numai că de foarte puțin timp neuroștiințele și psihologia au ajuns la o performanță atât de mare pentru că s-au inventat aceste minunate tehnici și tehnologii inovatoare care să măsoare puterea gândului, puterea emoțiilor și de aceea mie mi se pare că rolul taților în tot acest proces de însoțire emoțională a mamei este fundamental. Așa că pentru astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre tati, e nevoie să ai grijă de mami, ca mami să poată avea grijă la rândul ei de bebe. Vorbeam puțin mai devreme despre schimbările, să zicem, fiziologice, adică nu să zicem, chiar asta sunt, schimbări fiziologice ale mamei în timpul sarcinii. Pe lângă schimbările fiziologice au parte sau se întâmplă schimbări psihologice. Atunci când mă refer la aceste schimbări psihologice, o să vedeți, le-am împărțit în trei categorii. Însă, înainte de a vorbi despre schimbări, vreau să vă spun că este extrem de important ca această sarcină să fie asumată. Adică, în momentul în care, bun, ne-am dorit un copil, ești însărcinată, am făcut testul, am mers la medic și așa mai departe, lucrurile sunt, să spun, pe un făgaș normal. Dacă este o sarcină întâmplată sau o sarcină surpriză, cum îmi place mie să spun, pentru că se mai întâmplă, este important ca cuplul de viitor părinți să și-o asume. Într-un fel se întâmplă lucrurile atunci când ne dorim, nu înseamnă că atunci când ne dorim lucrurile vor fi zen tot timpul, dar către zen ne dorim să ajungem și către acel moment de care Ana vorbea puțin mai devreme și doamna Vania, de conexiunea aceea specială pe care până nu ești cu bebe în brațe și cu partenerul de cuplu acolo, nu simți că ești o familie. E acel moment special, magic, acea conexiune emoțională în care, la nivel fizic, biologic, cum vrem noi să o numim, ești conectat, deci e momentul de zero al unei familii. Și este important să ajungem acolo, să ne asumăm faptul că vom fi părinți. Uneori ne sperie lucrul ăsta. Nu întotdeauna ne simțim foarte pregătiți, avem foarte multe întrebări, trăim într-o lume cu foarte multe informații contradictorii, într-o lume în care fricile ne sunt exacerbate la maxim. Până la urmă, sarcina e un proces natural, fiziologic, sănătos. E o experiență atât de frumoasă dacă știi să o faci și pentru a ști să o faci este important ca la nivel psihologic să fii un pic pregătit. Nu trebuie să, eu știu, faci cine știe ce cursuri sau să te duci la cine știe ce facultăți de psihologie. Nu, pur și simplu să știi ce te așteaptă pas cu pas și să fii pregătit. În momentul în care ești pregătit și nivelul tău de anxietate, dacă pentru cineva care nu știe ce înseamnă această anxietate, înseamnă frică.
Da? Dar o spunem așa mai științific, că sună un pic mai altfel. Da, dacă fricile noastre sunt foarte mari, avem foarte multe șanse ca și acea durere de la naștere din timpul travalului să se accentueze, pentru că în momentul în care apar aceste neliniște ale noastre, normal, e firesc să fii neliniștită, e firesc să nu știi ce o să se întâmple, dar dacă ne pregătim cu calm și bucurie în sufletul nostru, că despre sufletul nostru este vorba atunci când vorbim cu emoții, și bebe o să știe într-un fel special și propriul lui și va veni exact așa cum avem nevoie. Este foarte important să știm că fiecare femeie percepe sarcina într-un mod extrem de personal. Nu există două femei, nu există nici măcar aceeași femeie să perceapă la fel la nivel emoțional sarcina. Puteți să nu mă credeți pe cuvânt. Întrebați pe oricine vreți și o să vedeți că așa este. Fiecare femeie, oricât ar fi ea de puternică și se arată acolo că se descurcă, face față situației, are momentele ei de maximă glorie, cum le numesc, în care are nevoie de sprijin emoțional. Are nevoie de tine, tăticule, să fii acolo lângă ea, să o susții. Poate că nu trebuie neapărat să faci ceva special. Știți, bărbații au nevoie de sex și femeile au nevoie să fie ascultate. În cazul ăsta, ele au nevoie să fie ascultate. Nu e nevoie să răspundeți. Poate dumneavoastră să o țineți în brațe și să o lăsați pe ea. Poate vrea să plângă, poate vrea să râdă, poate vrea, eu știu ce o vrea. Ascultați-le și fiți acolo pentru ele. Nimic nu ajută mai mult o mamă ca atunci când are nevoie să fie înțeleasă, partenerul ei să fie acolo special pentru ea. Și, evident, fiecare cuplu traversează diferit această perioadă. Deși pentru mamă este mai evident ce se întâmplă, să spun așa, în interiorul ei, pentru că simte fiziologic, în corpul ei se întâmplă niște modificări, în starea ei psihologică și emoțională se întâmplă niște modificări. Eu consider că perioada de sarcină este o perioadă a cuplului. Este drept că pentru tătici pare un pic mai ciudat, așa, bun, da, te văd, ți-a mai crescut burtica, poate ai mai pus niște kilograme pe fund, poate buzele ți s-au mai îngroșat, dar să știi că mie îmi plac, așa. Toate lucrurile astea contează. Tăticii se pregătesc pentru acest moment, așa cum, în primul rând, cum unii dintre ei știu să o facă. Și în al doilea rând și foarte important, cum îi lăsăm noi, mămicile, în devenire, să o facă. Dați-le voie partenerilor să se implice. Creați momente speciale pentru fiecare trimestru de sarcină. Petreceți în fiecare zi, eu știu, poate 15 minute, jumătate de oră sau cât aveți fiecare la dispoziție, să creați un moment special în trei. E adevărat că prima dată va fi ea, el și burtica, dar pe parcurs burtica crește. O să vedeți și poate că cele care sunteți deja în sală și aveți un stadiu mai avansat al sarcinii, bebe răspunde. Găsiți-vă momente în care să vorbiți cu bebe, tachinați-l, atingeți-l pe burtică, uite acum vorbești cu tati, uite, haide să-ți arătăm ce ți-am pregătit, nu știu, să-i arătați un costumat, să știți că toate emoțiile pozitive și sănătoase pe care doar noi știm să le creăm. Noi, părinții, cei care vom fi părinți, deja suntem, dacă nu te-am văzut în mărime naturală, suntem părinții tăi, creăm această relație specială. Dați-vă voie să fiți creativi, puteți să vă desenați pe burtică, puteți să vă pictați, puteți să dansați cu burtica, puteți să faceți ritualul burticii. Nu știu, fiecare cuplu este special și eu sunt convinsă că creativitatea fiecăruia, dacă o lăsați, va da roade pe măsură. Ce avem în semestru? În trimestru, pardon. Disconfortul fizic. De multe ori sunt acele grețuri matinale, e acea sensibilitate, nu mai fuma în casă, că mă scoți. Dați-mi voie, nu, deci nu pot. Nu pot, te rog. Hai lângă mine. Mă ascult.
Haideți să facem panelul ăsta să fie interactiv. Da? Deci dumneavoastră sunteți psihologul, evident partea mămică. Eu sunt tăticul dedicat, dar care... Da, bun. E frumos în sarcină, este extraordinar, cresc toate, mai ales ce ne interesează pe noi în mod deosebit. Este senzațional. Partea cu sexul este senzațională, la fel. Și v-aș contrazice că doar noi, bărbații, avem sex. Cred că toată lumea își dorește așa ceva, mai ales dacă este de calitate. Bine, după ce o să nașteți, doamnelor, va fi... Repede, se trezește copilul, vezi că nu știu ce, vezi că ne aude, sau mai încolo. În fine, dar asta e altă poveste. Vă ascult. Eu voi completa cu deciziile ca reprezentant al taților. Bun, deci e ceva ce, e ceva ce nu se... Dragă tăticule, e ceva ce nu se regăsește? Există. Da, știți ce? Mi-e poftă de aia la 12 noaptea. Te rog, adu-mi acum. Băi, am pățit-o odată, vă jur. Vrea plăcintă cu brânză. Nu mai contează de care, dar toate locurile de unde se putea la cumpăra plăcintă erau închise. Noaptea. Da, exact. Da. Deci... Sau vezi că mi s-au umflat picioarele. Sau vezi că nu mai pot. Sau nu mă mai iubești. Uite acum cum arăt. Da. Și să vezi cum la un moment dat începe să plângă. Mi-a adus plăcintă? Păi eu nu mai vreau plăcintă. Păi eu vreau acum 3 minute plăcintă. Dacă mi-o dai acum, ce să mai fac cu ea? Mănânc-o tu. Să-ți o pui în cap. Ce să mai faci cu ea acum? Doar mănânc-o tu. Da, exact. Și tot ce v-am scris aici, deci de la disconfortul fizic, libidoul mai redus, tu poate vrei sex, eu nu mai vreau, sau poate când vreau eu nu mai vrei tu, și tot așa suntem în veșnică sau într-un ritm contradictoriu, ca să zic așa, frica de avort este foarte mare în primul trimestru de sarcină și, cum să zic, nevoia psihologică a viitoarei mămici este atât de crescută încât uneori viitorii tătii simt nevoia că nu mai pot. Dar există, se numește depresie prenatală și o pot avea și tătici. Da, putem să-i spunem și în felul ăsta. Sunt acele schimbări dispoziționale, hormonale, are mamei, în care totul pare haos. Zice, Doamne, mi-am dorit atât de mult copilul ăsta. Tati zice, dar dacă știam că e chestia asta pe cuvântul meu, dacă mă mai băgam, pur și simplu, e o mare provocare. Este o mare provocare, dar împreună, cum ziceți și dumneavoastră, dar trebuie să trecem peste. Asta vreau să spun, de ce am subliniat într-o manieră ajutată, să spun așa, acest element, pentru că indiferent cum ar fi, că e viitoarea mămică într-o dispoziție mai bună, că e într-o dispoziție mai puțin bună, dragi tătici, e normal, nu fugiți de acasă. Nu încercați să luați calmante, să folosiți gazul Domnului de mai devreme. Bine, este... nu puteți testa acum. Mă rog, dacă vreți, până la urmă, wow. Chestii de opțiune. Supără-te, draga mea. Ce? Adică este... Merge o sticlă de whisky, dar asta e altă poveste. Să știți că este normal, este firesc și bucurați-vă din suflet că o să treacă. Deci nu rămâne așa... Asta s-o credeți voi. Nu rămâne așa o veșnicie, pentru că burtica crește, bebe se pregătește și intrăm în trimestrul 2. Unde trimestrul 2? Vine cu alte provocări și anume, dacă în primul trimestru nu prea aș dorea sex... Când abia te obișnuisești cu abstinența? Când abia, cum zice tăticul, așa, în trimestru al doilea, ba din contră, lucrurile par cu un apetit de care tu nu ești întotdeauna pregătit, tati? Exact. Ok, mulțumesc. Încep să se simtă primele mișcări ale fătului care uneori sperie. Mămicile sunt acei fluturași pe care îi simți prima dată. Cum să spun? Bebe începe să-și facă simțită prezența fizică, adică bebe nu mai doar la ecografie, doar în analize, doar în poze. Bebe începe să se simtă și stai puțin că e chiar real. Se întâmplă uneori ca bebe să aibă tot felul de reacții, tot felul de, să spunem așa,
așa lucruri care mamei îi dau dispoziții hormonale fluctuante. Nu doar o scuză. Nu, aveți perfectă dreptate, dumneavoastră sunteți specialista. Partea cu mișcările copilului și mie mi s-a părut extraordinară. De început, că ajungem și la partea cu mișcările, da. La început, evident că doar mama le simțea, după aia comunicam cu fetița mea încă nenăscută, vorbeam cu ea extrem de mult și bineînțeles că povesteam ce nebunii vom face noi, ce... Eu o vedeam deja de 15 ani. Era deja la casa ei, termina facultate și era totul rezolvat. Da, ăsta este iarăși un moment special pentru că mămica simte. Tăticul încă nu prea poate să simtă. Adică da, el mai vede, ți-a mai rotunjit un pic burtica, ne mai uităm la ecografie, dar cam atât. Însă, tot la fel de important este împărtășiți bucuria mamei. E un pic mai complicat pentru că tu nu simți acea bucurie la nivel fiziologic. Adică poți să o vezi pe mama că e bucuroasă, poți să o vezi cum îi râd ochii, dar și trebuie să-ți râdă și ție. Este important că ea este fericită și noi, soții dedicați, ne dorim soții fericite și liniște normal, în casă. Pentru că atunci... întotdeauna să știți un secret, dacă mama e fericită, toată familia e fericită. Deci aveți grijă. Asta este așa. Iarăși, această nevoie crescută care apare pe toată perioada de sarcină, dar acum este și mai evidentă, să te simți specială, să te simți importantă în raport cu partenerul tău de cuplu. Bine, tu vrei să te simți specială și chiar te simți specială în raport cu toată lumea, de este normal, dar partenerul tău trăiește zi de zi cu tine. El... sau de la el aștepți să spună cât de minunat este. Tu, dacă la un moment dat vorbești numai despre când o să se nască copilul, alt subiect nu mai avem de discuție decât când se naște. Ce-i luăm, ce faci? Ăla zice săracul, Doamne, dar nu mai vrea și fata asta altceva, numai despre asta vorbim non-stop. S-ar putea să obosiți. Dar chiar dacă obosiți... Nu s-ar putea aici. Nu există s-ar putea aici. Este certitudine. Poate că unii au o disponibilitate mai mare. Cu siguranță, mai ales cei ideea prezenți. Ideea este, ok, dacă simțiți nevoia să intrați în această discuție sau da, sigur, așa este, adică validați ce vă spune mama. S-ar putea să vă spune de 20 de ori același lucru, adică la un moment dat te întreb, măi, ai ceva cu memoria, că nu mai ții minte ce mi-ai spus dimineața când am plecat? 274 de ori într-o singură zi, vă spune. Aveți răbdare, fiți darnici în complimente, fiți darnici în emoții pozitive, mai veniți acasă cu o floricică, mai veniți acasă cu o bombonică, nu costă mare lucru, dar pentru mamă este absolut fenomenal. Și dacă mama uneori vă enervează că sunteți noastră oameni, gândiți-vă că e pentru bebe. Adică găsiți-vă resurse prin care momentele dificile, pentru că sunt momente dificile în sarcină uneori și în stările astea care veșnic fluctuează și veșnic, dacă mai ai și o vecină din asta anxioasă care vine și te sabotează. O panichează. Și dacă deci stă de vorbă cu prietenele, că uite prin ce am trecut eu, că uite că nu știu ce nasole și aia. Tu când vii acasă, ești doar un... Cu cine să vorbească? Cu soțul. Ești doar un antinevralgic psihologic pe care trebuie să-i servești ca mămica să-și reducă neliniștile și anxietățile. Poate ar fi bine să o și eliminăm din peisaj pe persoană, pe prietena minunată. Bine, ar fi frumos. Asta e o altă discuție, dar nu e bine niciodată să-i spui soției iubitei să-și aleagă prietenele. Ea poate să spună ție, dar tu ei niciodată că se supără. Asta corect, mi se pare normal. Ce vreau să spun este că sarcina e o perioadă poate singura, dacă sunteți mai viteji așa, în care totuși nu ai voie să-i spui nu soției sau iubite. Da, iubita mea. De ce, restul se poate? Da, iubita mea, așa este. Nu, dar energii negative, fătul, asta e ideea. De oricâte ori vine ceva ce îți vine, cum să spun, poate nu e cel mai potrivit moment sau cea mai potrivită expresie, încercați să vă controlați, încercați să vă rețineți cuvintele care poate ar crea o stare mai puțin potrivită pentru mamă. Da, ea chiar e specială, organismul ei chiar trece prin niște momente, uneori și ei este, și știți, doamnelor, la ce mă refer, este greu când ești
însărcinată, ție cu tine ți-e greu, tu la un moment dat nici tu nu mai știi, Doamne, ce am, acum mă bucur, acum mă supăr, acum am zis o chestie, am uitat aia, aoleu, s-a întâmplat nu știu ce. Deci sunt perioade și perioade, dar sunt firești în această etapă de sarcină. Ce vreau să vă mai spun? O să încep precum cu Ana Mare. Pe vremea mea, femeia se ducea și făcea 3 analize, 4 la medic. Acum asistenta mea a născut și se ducea în fiecare săptămână. Și am zis, s-a întâmplat ceva, e vreo problemă? Nu, dar trebuie să facem. Analizele sunt făcute ca să verifice starea dumneavoastră și a bebelușului de bine. Doar că modalitatea despre care vorbea și domnul doctor, uneori e un pic mai laconică sau, cum să spun, nu întotdeauna comunicarea între gravidă și medic este cea mai sănătoasă. Dacă sesizați că sunt aspecte care le puteți îmbunătăți, întotdeauna vă propun să faceți lucrul ăsta, adică luați analizele ca o modalitate de protecție sănătoasă a dumneavoastră și a bebelușului, pentru că știu foarte multe cazuri și am lucrat cu foarte multe cazuri în care vin graviduțele complet dezechilibrate, dar mi-a zis aia, dar mi-a zis nu știu ce, dar mi-a zis și când s-a uitat așa la mine, deja am crezut că am o problemă. Nu e chiar așa. Suntem oameni și fiecare dintre noi avem nevoie de încurajare. Deci, tăticilor, s-ar putea să fiți într-o zi în care mămicile au venit de la analize. Vă rog frumos, fiți darnici în complimente, fiți darnici în lucruri frumoase și încercați să înțelegeți că nici pentru mămică nu e o zi poate tocmai ușor de trecut. Avem aici al treilea trimestru. Bineînțeles, aici mămicile sunt evident mai rotunjoare și stima de sine este evident mai mică. Tati, completări? Niciodată să nu-i spui unei femei adevărul în privința siluetei. Ce poți să... Ce este... iei rău de tot. Pe cuvânt, n-ai cum. Da, draga mea, ești bine, ești frumoasă oricum. O femeie gravidă este întotdeauna frumoasă. Mm-hmm. Și oricum, chiar e o frumusețe interioară, un fel de bunătate, e ceva care radiază din interior. Chiar dacă tu ai picioarele că de-abia te mai încalci, chiar dacă uneori nu mai poți să te încalci, și tati, leagă-mă și pe mine la jireturi, că da, dragă, da, cumpărăști tu niște papuci. Păi nu, bă, că e decembrie! Da, așa este. Asta e. Ok, fiți darnici în complimente. Într-adevăr, există posibilitatea ca mamele în această perioadă a ultimului trimestru de sarcină să se simtă un pic mai diferit cu corpul lor. E doar o perioadă tranzitorie, e doar ceva ce își revine. Aia e Saturnina bucuria. Aia pe care o aveam în semestrul al doilea. Ok. Deci te întorci la primul semestru în care... Rabzi. Deci să știți, dragi tătici, este normal, este firesc. După această perioadă, urmează o altă perioadă, dar asta trece. Ok. La apropierea datei nașterii, multe mămici, industria de marketing ne induce așa un fel de frici subliminale, că nu suntem suficient de buni, că nu facem suficient de destul, că dacă nu luăm biberon, le spuneam fetelor în pauză că mi-a spus cineva de un cărucior 4x4 și am zis, n-am putut să mă abțin, dar îl urcați pe Everest în primele 3 luni după ce l-ați născut. Adică sunt multe lucruri de un marketing un pic împins în zona fricilor. Dați-vă voie ca înțelepciunea naturală, sănătoasă a fiecăruia dintre dumneavoastră să-și facă loc. Noi aici am crescut fără a avea aproape nimic. Cu siguranță orice discuție. Copil crește, da, și având aproape nimic. Pe de altă parte, eu ca am pătimit al gadgeturilor și al tuturor produselor high-tech și premium, vă spun că e ca la mașini și în industria asta. Da. Orice mașină te duce la destinație, da, contează însă drumul. De aceea, da, ne cumpărăm o mașină mai scumpă, de aceea ne cumpărăm nu știu ce ceas. Dar să fiți atenți, vă rog, cumpărați pentru bebe,
sau cumpărați pentru dumneavoastră? Pentru voi cumpărați, vă spun eu. Dar zicem că cumpărăm pentru bebe, nu? Că sună mai bine. Exact. Ok, deci aveți grijă, fiți conștienți, până la urmă puteți să cumpărați ce vreți, în ce cantități vreți, dar dacă vi se pare că cumpărați pentru bebe, recunoașteți-o în mod deschis, e pentru bebe, dacă e pentru mine, că am eu nevoie de nu știu ce confort, că am eu nevoie de nu știu ce chestii care mi se pară super așa, dar ca să-mi scadă nivelul meu de frică, e un alt subiect. Ce mai avem aici? De data asta, bătutul la cap al tăticilor are mai mult sens pentru că bebe se apropie să vină și este potrivit să îi pregătim spațiul lui personal. Poate camera lui, poate pătuțul lui în camera noastră, poate mai multe aspecte. 279 de ore am stat prin magazin la cumpărături cu mami, răbdând. Da, nu... Da. Dar nu e mai bun pătuțul ăsta? Da, la altă parte, da, e faptul bun. Că eu i-am instalat pătuțul și eu i-am desenat curcubeul în cameră, deși habar n-avea ea ce e la curcubeu când... Da, dar ce bine dădea pentru mine să simt că am făcut... Dar mă simteam așa... Eram chiar un tată adevărat. Da, nu, am fost foarte bun. Deci, dacă, de exemplu, astăzi îi luăm pătuțul cu tare și tu spui, da, îi luăm pătuțul, e o idee bună. Mâine, nu, am văzut pătuțul... Rămâneți pe ceea ce consideră mami. Oricum mami știe ce e mai bine, da? Și oricum veți veni acasă cu ce știe mami că e mai bine. Ce rost are să ne certăm degeaba? Da? Deci, rămâneți calm, rămâneți. Oricum copilul nu va dormi pe jos, nu? Clar. Bun. Așa. Și în această perioadă, așteptările referitoare la copilul în carne și oase, ca să spun așa, sunt extrem de prezente în viața mamelor. Da, o fi așa, da, o avea ochi așa, da, o arată nu știu cum. Da, o să semene cu mine, da, o să semene cu tine. Nu, o să semene cu o maimuță, cum v-am zis la început. Aveți răbdare. Fiți calm, că numai decât un pic. Și o să vedeți clar și cu cine seamănă și cu cine o să arate. Dar sunt frici, întrebări, neliniști, sănătoase ale mamelor. E mai rău dacă nu și le pun? Dar dacă sunt așa poate un pic mai în excedent, aveți răbdare că se întâmplă. Ce vroiam să vă mai spun, ca să vă pregătiți o viață mai ușoară. Tăticu este... Tăticu face pe el de frică, dar nu recunoaște. Vă spun. Sigur? Da, cu siguranță. Eu mi-am schimbat locul de muncă după ce a rămas soția însărcinată. Pentru că până atunci lucram din pasiune și zic, mă, încep calcule, chestii, maternitate, grădiniță, la că am făcut planul pe 20 de ani, da? Dar, pe lângă toate astea, așa cum v-am spus, sprijinul emoțional, disponibilitatea dumneavoastră de a o asculta pe viitoarea mămică este extrem de importantă. Dați-vă voi, poate nu o să aveți tot timpul chef. Poate sunt zile în care îți vine să te dai cu capul de pereți când intri în casă și iarăși auzi. Cereți-vă un time-out. E mult mai sănătos. Luați o pauză, ok, stăm de vorbă în 30 de minute, încărcați-vă bateriile, faceți lucruri care să vă aducă un refresh emoțional dumneavoastră și pe urmă prezentați-vă în mod frumos la datorie. La vorbitor. La vorbitor, cum zice tati, numai că într-o altă dispoziție. E foarte importantă dispoziția pe care o veți avea, pentru că în funcție de dispoziția noastră, mama se simte ascultată, iar bebe se simte și el confortabil. Acum și tații sunt oameni, nu? Ei sunt ei supereroi, sunt ei minunați, sunt ei extraordinari, puternici, activi, ce să mai spunem. Deci sunt ce mai sunt super tați. Dar sunt și ei super oameni. S-ar putea și lor sau și dumneavoastră, tații din sală, să vă fie teamă. S-ar putea și în dumneavoastră să se nască neliniști. Da, mamă, ce tare am fost, o să fiu tată, o să fiu mamă, foarte bine. Și când se apropie momentul, te apucă niște frici de aici, în stomac le simți. Despre asta e vorba. Cea mai mare întrebare și cea mai grea, oare voi fi un tată bun? Oho!
numai bun, poate voi fi un tată perfect. Nu o să fac nicio greșeală, o să fac cu copilul meu tot ce n-a făcut mama și tata cu mine. Aiurea, o să faci fix aceleași lucruri. Da, așa crezi tu acum. Mamă, și când o să zică și o să mă scol noaptea și o să fac, ce o să te faci, că o să fii mor de somn, nu zici, băi, mai scoaltești tu că nu mai pot. Dar e bine să gândim pozitiv și e bine să fim pregătiți pentru aceste momente. De ce nu? Poate să ne întâlnim cu alții tătici care sunt în situație cu noi și să întrebăm, să... un fel de suport. Din această idee a apărut taticul. Deci, tocmai de aceea a apărut taticul pe care îl puteți consulta de ori de câte ori aveți nevoie. Deci, a împărtăși din fricile noastre, din emoțiile noastre, nu este nimic nesănătos, ba din contră, este extrem de sănătos și este foarte corect să recunoaștem că suntem oameni. Deci toți oamenii, indiferent că sunt ei de puternici, de mari, de mici, de blonzi, de crezi, de habar n-am cum, au aceste emoții. Este normal, sunt parte din noi, este mult mai sănătos să le conștientizezi, pentru că în momentul în care le conștientizezi, ți-ai dat seama de ele, poți să faci ceva diferit. Altfel, ce facem? Ne plângem unul altuia pe umăr, ne lălăim și ne aolim, că... Da, nu e, putem face și asta, dar nu e potrivit din perspectiva mea. Dacă avem nevoie de ajutor, taticul e aici, vă poate... Nu, e bine sau... să citiți și voi și mă bucur că sunt atât de mulți părinți la acest seminar. Informațiile e bine să le aveți și voi ca să știți cum să ajutați. De la chestii banale până la chestii mai detaliate, cum să acorzi primul ajutor, ce să faci când îi apare, mi se rupe apa în miezul nopții, bagaje, chestii. Și țineți minte un lucru, ori de câte ori vă este greu, să știți că puteți cere ajutor. Oricând vă este greu, să știți că există o persoană, cel puțin, care a mai trecut prin situații similare și a făcut față cu succes acestei experiențe. Oricând există o soluție la experiența prin care trecem, puteți cere ajutor. Niciodată nu sunteți singuri. Tati, vă că tot vrea să intervină, te rog, tati. Știu că acum se pare ciudat, mai ales pentru tăticii aflați la primul copil, dar după ce soțiile voastre vor naște, nu veți mai vorbi nici măcar voi despre altceva. Veți fi atât de încântați și viața voastră vi se va schimba atât de mult, inclusiv în alegerea prietenilor și selectarea lor. Adică tu, părinte, vei căuta să te asociezi cu alți părinți, pentru că, dintr-o dată, nu prea mai alte subiecte de discuție, mai ales că steaua nu joacă nimic. Deci... Mm-hmm. Corect, corect. Iarăși, un element care mi s-a părut extrem de important să-l prezint aici. Persoanele anxioase din cercul de prieteni, de rude, de cunoști, de apropiați, ca să zic așa, măcar până nașteți, sau și mai încolo un pic, lăsați-le, mai răruți că e mai drăguț. Deci mămica să stea la ea acasă, da? Indiferent că e a mea sau a ei, fără mămică. Deci, indiferent cum ar fi, persoane, aoleu, deci măi, când auzi aoleu ăsta și oricât de tonic ai fi, imposibil să nu te afecteze. Lăsați-le mai la distanță. Experiența lor de viață, da, bun, face parte din viața lor, dar nu e obligatoriu să fie experiența ta de viață. Sau, păi am auzit-o pe aia care a născut nu știu ce... Mă interesează să-mi creezi tu o frică, dacă abia o mai țin eu acolo, să-mi omărești tu pe a mea? Nu, mamă, dar spun și eu. Da, te-a întrebat cineva? Deci, toate persoanele care în loc să vă liniștească, să creeze suport, să le simțiți că vă e bine cu ele în preajma lor, dacă după ce au plecat sau nici măcar n-au plecat, sunt acolo și vă creează o stare de neliniște mai mare, mai le dăm o pauză. Fie că este mama, fie că este mama soacră, fie că este oricine
o soră, un frate, lăsați-le mai deoparte până când treceți de această perioadă specială, pentru că este extrem de important să aveți o stare de echilibru și de confort psihologic. Tati? În sfârșit am și eu argumentația scrisă, juridică, legală, a specialistului, că soacra n-are ce căuta la noi prea des. Ok, semnat eu. Bun, să trecem mai departe. Ca și acțiuni concrete pe care le avem de făcut, cât mai multă disponibilitate, când spun disponibilitate, să încercăm să fim cât mai prezenți în viața gravidei, să încercăm să o ascultăm cât mai mult, să facem lucruri în care ea să se simtă cât mai minunat cu putință, repet, din punct de vedere psihologic. Și ce raportare psihologică mai bună decât a te simți ascultată, a te simți importantă. La participarea activă la tătici, nu este suficient doar să scoatem cardul și să spunem, sigur, ce vrei tu? Nu, duceți-vă, cumpărați, dacă intrați în contradictoriu cu mami, că tu vrei să-i cumperi, nu știu ce, body și nu, că body-ul ăsta e mult mai bun, tu vrei să... Lăsați-o pe mami, că oricum aveți ocazia să veniți cu body-ul respectiv cadou a doua zi, a treia zi. Deci evitați stările conflictogene, de fapt nu conflictuale, cu potențial conflictual, pentru că n-are rost. Planurile. Când vorbesc de planuri, vă spuneam puțin mai devreme despre acele momente speciale pe care e bine să le avem în fiecare zi, pentru că în fiecare zi bebe deja e copilul nostru, chiar dacă el este pe drum, pregătindu-se să vină în 3D în viața noastră, avem o relație specială. Ce o să facem? Cum o să-l dăm noi la școală? Și cum o să fac? Da, 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 bineînțeles că o să vină o vreme când o să-l dă la școală, dar asta e peste 7 ani, nu e acum, dar nu contează. Deci, fiica mea nici nu se născuse și aveam 10 iubiți omorâți în mintea mea deja. Mm-hmm. Sau alegerea numelui, tot felul de lucruri care pot apărea acum ca și planuri comune ale noastre de familie, le punem în acțiune. E foarte important să ne simțim ca o familie. De fapt, suntem o familie, numai că suntem într-un alt fel o familie și până nu a venit bebe și nu l-ai ținut acolo în brațe și n-ai simțit, cum să zic, contracțiile și toate lucrurile astea, nu poți, este un moment pe care, cum să spun, aș vrea să vă explic ce gust are o ciocolată, dar dumneavoastră n-ați mâncat în viața noastră o ciocolată. Deci nu se poate explica, dar este o bucurie. Cred că nu există, cum zicea și Ana, cred că nu e ceva așa, e un divin, un miracol, nu știu cum să-l definesc, e genul de sentiment, emoție pe care atunci o încerci prima dată și nu știu dacă se mai întâmplă. Nu, eu la nivelul ăla. Mică, tații o simt de-abia după ce își iau copilul în brațe și poate chiar mai târziu, pentru că e o schimbare foarte puternică și e ciudat să iubești din prima o chestie. O să vorbim și despre lucrul de mamă ăsta. Care simte odată cu nu creșterea copilului. Nu, nici mama nu simte la fel, dar mai avem lucrul ăsta. Bun, deci ne facem planuri în comun. Pur și simplu, ce vă recomand? Faceți-vă un jurnal de familie. Din momentul în care... De astăzi, că astăzi ne-am întâlnit aici, astăzi ați aflat. Spuneți lucrurile frumoase pe care le simțiți, gândurile frumoase. Știți cât de mult o să vă ajute acest jurnal? Mai ales în momentele în care o să fie și greu, că așa e în viață, uneori e mai greu, uneori e mai ușor. Momentele alea sunt momentele de energie maximă, care ne încarcă bateriile atunci când avem nevoie de un, să spun așa, un imbold. Poze, sute de poze, sute de filmulețe, le veți stoca pe toate, e bine să le aveți și pe Și mai ales lucruri
pe care le-ați făcut cu mânuțele dumneavoastră. Lucruri la care, cum să spun, da, și poza și ecografiile, asta era clar, da? Dar lucru, uite, aici ți-am pregătit șervețelul ăsta cu desen când mă gândeam eu că o să vin familia noastră. Sau aici am pregătit felicitarea asta specială pentru că era Crăciunul și pentru că tu erai în burtica mea și m-am gândit că și tu ești... Deci, sunt absolut milioane de momente pe care le putem folosi și dați-vă voie să le folosiți pentru că este absolut un moment special din perspectiva mea. Bun, ce este important? Am însoțit graviduța, mămica, viitoarea mămică, aproape mamă, cu status 100% în momentul ăsta. Cum spuneau și doamnele și domnii dinaintea mea, fiți prezenți în sala de naștere dacă se poate. Ana a zis că puteți să-i scrieți pe site-ul ei și să se întâmple lucrul ăsta cu acel acord. Da, aveți o șansă. Ce se poate întâmpla mai mult decât să zică nu? Poate zice nu. Dar dacă zice da. Bine, dar trebuie să găsești curajul întâi. Pentru că adică, dacă o veți consulta pe Ana și Ana, credeți-mă că e o tipă care este foarte implicată și se bate pentru lucrurile astea, poate aveți mai multe șanse să reușiți. Dar e o șansă, niciodată nu știi dacă ușa din fața ta ți se deschide sau rămâne închisă dacă n-ai bătut la ea. Bate pentru numele lui Dumnezeu, da? Bun, iarăși, în momentul sau în ziua respectivă, sunteți acolo, dar nu știu, vorbiți cu un curier, vorbiți cu un prieten, faceți o chestie, o surpriză frumoasă. Faceți-o să se simtă, nu știu, zâna lumii, îmi vine să zic acum. Deci, cum să zic, faceți-o acolo sau și pentru mămică și pentru bebe în momentul ăsta. Deci, nu știu, faceți ceva ce nu s-ar fi așteptat sau nu s-ar fi așteptat la lucrul respectiv, care să o surprindă și să rămână, wow, ia uite ce lucru special. Sunt convinsă că veți găsi soluții. Este important ca în această zi, din perspectiva mea, să fie ceva, o zi memorabilă. Dar o zi memorabilă cu acea încărcătură frumoasă și pozitivă în care noi doi, ea și el, am devenit noi trei, mami, tati și bebe. Credeți-mă că merită lucrul ăsta. Multe mămici au impresia falsă, indusă de coana mare, societate și așa mai departe, că în momentul nașterii ți se dezvoltă o iubire din aia și un atașament și se simt vinovate că ele nu simt lucrul ăsta. Nu e adevărat. Deci în momentul nașterii începe să se creeze acest sentiment. Dați-le voie sentimentelor să crească. Dați-i voie relații. Ok, dacă simți mai mult, e în regulă, dar și dacă nu simți mai mult, e în regulă. Multă lume începe acea depresie postpartum pe ideea că sunt vinovată, că eu nu simt, că eu nu-mi iubesc copilul. Ba da, dragul mami, îl iubești. Numai că ai nevoie de timp ca această iubire să crească în sufletul tău. Noi suntem, cum se bombardați cu tot felul de mesaje, că nu stă o mamă bună, că trebuie să simt, că trebuie să fac, că trebuie să fiu one man show de dimineață până noaptea și n-am niciun moment de pauză. Sunt niște lucruri false și mă bucur mult că ați venit aici, că vi le pot împărtăși. Tati? Na, eu aș vrea să vă rog să ne apropiem de final. Ok, imediat. Bun. Ce vreau să vă mai atrag atenția? După naștere, aici am zis atenție la venirea acasă, dar înainte de venirea acasă, multe mămici, multe proaspete mămici, când se uită în oglindă și văd că burta nu mai e nici plină, nici goală, nu mai e, dar ea e, dar... Deci este un moment horror. Sânii, de unde aveai și tu niște sâni, de ți era drag să ieși cu ei la plimbare, ca să zic așa, te trezești cu două bidonașe. Adică impactul, șocul poate fi atât de mare. Țineți cont, e normal, e doar o perioadă care va trece. Dacă o să vă vină să plângeți, plângeți, e foarte sănătos să plângeți. Deci toate lucrurile astea sunt normale și naturale. La venirea acasă,
Tati, cred că aici poate fi cel mai bun exemplu. Implicați-vă, fiți acolo. Dragi mămici, o recomandare pentru voi de data asta. Dați-le voie tăticilor să se implice. Deci sunt atât de multe cazuri în care, nu, tu nu știi, aduci microbi în casă, faci gălăgie, vorbești prea tare, vorbești prea încet, cum să speli copilul? Păi dacă îl scapi, păi dacă îl țipă. Lăsați-i și pe tați să învețe să fie tați, pentru că în felul ăsta și relația cu copilul crește în mod diferit. Dacă aveți nevoie de timp liber, să știți că nu sunteți mame perfecte dacă ajungeți la epuizare. Multe persoane cred că nu, eu trebuie să fiu cu copilul meu 24/24, nu-i folosește cu nimic copilului din punct de vedere emoțional dacă îi transmit numai frustrare. Dați-vă voie să vă încărcați bateriile. Acum să nu înțelegeți că plecați în Bahama 6 luni și vă mai întoarceți, lăsați pe tati și vă întoarceți când e copilul mare. Dați-vă voie. Sau, n-avem cu cine să lăsăm copilul. Dom'le, nu e nevoie să-l lași o săptămână, e nevoie să-l lași 2 ore, 3 ore. Rămâneți și în relație de cuplu cu proaspătul tătic, dar fiți și mame pentru copiii voștri și lăsați-i și pe tați să fie tați pentru copiii voștri comuni. Eu cam atât am vrut să vă spun. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați fost astăzi aici. Apreciez foarte mult lucrul ăsta și dacă aveți întrebări, pe hârtiuță răspundem la toate întrebările.